Cam așa arată cămăruța mea. Adică destul de aglomerățică și are geamuri. Dar... A? Ia uite-l mâncălar, mama, pe el. Cum își face el treaba și dezinfectează aerul, dezinfectează hainele, obiectele din jur. Deja miroase minunat, minunat. Vă îmbrățișez! Bună seara, dragilor! Și bine v-am regăsit la încă o emisiune Puterile Secrete pe 6TV cu Florentina Matescu și în seara asta alături de mine Sonia Iulia Oltenaș, pentru că suntem într-un cadru atipic. În primul rând înregistrăm de la mare și facem această înregistrare într-o zi sfântă. Am ales să facem înregistrarea cu o zi înainte pentru a putea face și o meditație în finalul aceste emisiuni care vă va ajuta pe toți și va fi încărcată cu energia Maicii Domnului. Sperăm din suflet că tema aleasă de mama, de Florentina, în seara asta, să vă aducă multă lumină, multă pace și multă dorință de schimbare. Îți mulțumesc din suflet că ești alături de mine încă într-o emisiune împreună. Eu îți mulțumesc, bună seara tuturor, bună seara și ție. Și mulțumesc și Olric Croitoru, domnul Olric Croitoru, pentru găzduirea acestei emisiuni, care este ceva mai specială. Așa cum a spus Iuli, ne-am gândit să creăm ceva altfel. Să putem să beneficiem de energia zilei de 15 august, Ziua Adormirii Maicii Domnului, pentru a face și o meditație chiar pe malul mării, să putem să vedem marea. Intenția a fost să prindem și răsăritul, dar n-am reușit să prindem chiar răsăritul, dar am putut filma marea și meditația pe care o veți audia după emisiune, să vă dea posibilitatea să fiți cu adevărat acolo și să vă bucurați de mare, de apă și, în primul rând, de eternitate. Am folosit energia mării ca eternitate și ca simbol al forței de a o lua mereu de la capăt. Pentru că tema emisiunii, așa cum am vorbit cu Iuli, este motivația de a merge mai departe. Motivația de a merge mai departe este aparent o idee intrinsecă a existenței noastre și fiecare om chiar crede că își continuă existența, că trebuie să trăiască și să trăiască și să trăiască mult și mai mult și mai mult, dar prea puțin ne-am pus până acum întrebarea și cum. De ce crezi că este important să avem o motivație să mergem mai departe? Pentru că din tot ce am observat, din toată experiența profesională, din lecturi, din toate sursele de informare, ceea ce ne face cu adevărat să mergem mai departe este o motivație. Oamenii supraviețuiesc când au un scop în viață. Oamenii merg mai departe, cresc, evoluează când au un scop în viață. Sunt persoane care trăiesc mulți ani, nu neapărat făcând ceva pentru alții, ci planificându-și mereu sau propunându-și mereu să facă câte ceva. Sunt oameni care se gândesc, o să deam de făcut și se numără o suită de activități pentru parcursul zilei. Sau la început de săptămâna aceasta am de făcut anumite lucruri și aceste lucruri, e adevărat, dintr-un punct de vedere, ne scot fiind din viața noastră și ne duc în exteriorul nostru să facem niște lucruri. Pe de altă parte, ne dau șansa să învățăm, să mergem mai departe, să învățăm să construim, să învățăm să găsim mereu câte ceva de făcut și acest ceva de făcut ne dă și puterea de a merge mai departe. Mi-a venit în minte, poate nu întâmplător, și dacă tot a venit, simt să spun, cred că toată lumea a văzut filme cu luptători
care aveau un scop, aveau un cel, aveau o misiune. Indiferent cât le era de greu, unii dintre ei chiar prinși de inamic și tratați absolut neumenește, nu trădau, ci erau fideli scopului misiunii, fideli programului pe care simțeau că trebuie să îl respecte și să creeze bine pentru ceilalți mergând mai departe. Așa cum a fost și de-a lungul istoriei, toți răbunii noștri care și-au dat viața ca să păstreze acest pământ românesc și în multe locuri unde au fost nevălitori, s-a produs acest lucru. Și noi sunt convinsă că avem nevoie de niște motivații foarte clare ca să putem să mergem mai departe. Și apropo de ideea cu străbunii noștri, începem să vedem că tricolorul dispare de pe instituții, dispare de pe cartea de identitate, nu se mai vorbește în istorie despre jertfele celor care s-au luptat pentru pământul acesta. Dintr-un punct de vedere, e intenția cu care dispar aceste lucruri nu este chiar de laudă, e mai degrabă pentru ștergerea unei identități din educație, din mintea noastră, din sufletul nostru, să începem să ne pierdem sensul valorilor și motivația moștenită din străbuni, dar din alt punct de vedere, în momentul în care se va reconfigura lumea și vom începe să funcționăm în alte cadre existențiale, e ceea ce va fi necesar ca să devenim populație planetară, să fim cu toții oamenii planetei într-o comunitate planetară. Evident, diferă intenția. Intenția celor care creează este de a conduce lumea, să fie o conducere unică mondială, în favoarea celor care conduc și flagrant în defavoarea celor conduși. În realitate, dimensiunea a patra ne va da șansa unei egalizări de șanse celor care își găsesc motivația de a merge mai departe, de a trece în 4D și a unui alt fel de vieți în care oamenii conviețuiesc, evoluează, își găsesc nu doar dorința, ci și calea de a merge mai departe și se vor schimba total toate eșalonele valorilor. Cert este că pentru a putea să facem acest pas de a merge mai departe, este nevoie să înțelegem puțin cadrul în care se manifestă aceste schimbări și să ne schimbăm atitudinea interioară vis-a-vis de aceste schimbări. Pentru că atâta vreme cât noi rămânem setați într-o concepție și nu acceptăm ceea ce se întâmplă, nu înțelegem de ce se întâmplă, nu schimbăm în noi priveliștea pe care o vedem. Practic, perspectiva pe care noi am tot învârtit-o de-a lungul vieții, luată de la bunici, părinți sau alte persoane care au avut influență în viața noastră și în continuare lăsăm cumva conduși de același model, fără să ne punem un semn de întrebare dacă nu poate fi și altfel, dacă nu pot să cresc, dacă nu pot să fiu mai bine, dacă ăsta este într-adevăr rostul și rolul meu aici și nu cel pe care l-a avut mama, pe care l-a avut bunica, pe care l-a avut străbunica. Așa este, așa este. Deci, rolurile înaintașilor noștri, zic rolurile pentru că au fost mulți, dar adunate, o să vorbim și adunate, dar rolurile înaintașilor noștri au fost puțin diferite față de ceea ce avem noi de făcut acum. Ei, de la începuturi, au avut un alt model de viață, a fost o luptă pentru supraviețuire. Pe urmă, după ce au reușit să își creeze niște condiții de stabilitate și au făcut case, și au făcut gospodării, aveau culturi, aveau animale,
creaseră niște piloni de stabilitate care aveau și ei grade de instabilitate. Seceta nu mai aducea recoltă, neavând recoltă, nu putea să se hrănească nici oamenii, nici animalele, adică existau factori perturbatori pe lângă invadatorii care reprezentau unul dintre mari factori perturbatori de-a lungul timpului, ei totuși s-au străduit să supraviețuiască. De pildă, invadatorii, din punct de vedere istoric, au reprezentat o modalitate a unor alte popoare de a gândi să aibă. Din punctul de vedere al nostru, a fost o veșnică luptă cu cei care veneau să ia, injust, atacând și luând într-un fel nepotrivit. Pentru noi însă a fost o creștere continuă, pentru că în momentul în care au fost toate aceste atacuri, ele au reprezentat impulsul de mișcare, au reprezentat motivații de a merge mai departe. Deci am copii, am cui să las casa, bătătura din jurul casei și am cui să las moștenire ceea ce am eu și cunoștințele mele și istoria mea, dar și pământul pe care pășesc. Și aceasta este, de fapt, forța acestui popor. Atât de multe ghionturi din toate punctele cardinale venite ca să se ia de aici ne-au făcut atât de puternici și de rezistenți, pentru că am avut pentru ce să ne luptăm. Cumva am trecut de la supraviețuire la trăire? Am trecut de la supraviețuire... Da, și la trăire și la ideea de continuitate. Deci, dacă în perioada primitivă omul avea nevoie să supraviețuiască, după momentul în care a început să-și creeze gospodăriile și să se doteze cu ceea ce îl ajuta să meargă mai departe, se pune problema de a continua existența și de a da voie generațiilor următoare să trăiască. Aceste lucruri au făcut, pe de o parte, pași în direcția unei creșteri tehnologice, pentru că oamenii căutau căi de a-și ușura munca și au început să tot creeze fel de fel de unelte, de utensile cu care își dotau gospodăriile, învățau să le folosească. Din tată în fiu și din mamă în fică se transmiteau toate îndeletnicirile și meșteșugurile, astfel încât oamenii să poată să știe să se descurce și să creeze, de fapt, și o simbioză între ei și natură și ei și ceea ce creează ei, să poată să meargă mai departe bine. Ceea ce s-a pierdut în ultima vreme este legătura cu natura și, din păcate, o supertehnologizare ne-a dus și la pierderea abilităților noastre, pentru că ceea ce rămâne într-o perioadă cum e cea actuală, este o nevoie de a cunoaște cum să fie folosite aparatele. Dar, din păcate, asta transformă oamenii, cu scuzele de rigoare că vă folosi acest termen, în autiști emoțional, din perspectiva mea. Pentru că se inhibă inteligența emoțională, care de multe ori ajută omul mai mult decât inteligența cognitivă, care ne face să trăim frumos, să ne adaptăm la situațiile pe care le parcurgem, le traversăm, să reușim să socializăm cu ceilalți, să dezvoltăm relații frumoase, să evităm sau să gestionăm conflicte sau situații dificile, spre deosebire de tehnologie care doar are un algoritm și el funcționează pe varianta 1 plus 1 egal 2 și nu există alt rezultat și nu ne dăm seama că toată povestea asta poate să fie în defavoarea noastră. Dar, într-adevăr, recunosc, tehnologia ne ajută foarte mult,
folosită în scopuri benefice, este fabuloasă, poate salva vieți, poate ajuta, poate ușura foarte mult munca și cu toții vedem în viața noastră de zi cu zi câte beneficii are partea informatică tehnologizată. Dar, dincolo de asta, ar trebui, iarăși, din perspectiva mea, să existe un echilibru între viața mea umană și partea tehnologică din viața mea. Pentru că, la urma urmei, exact cum sunt foarte mulți care zic că suntem în 4D, suntem în 7D, sărim peste, bine, de multe ori suntem în 5D, suntem în 7D și sărim peste 4, sărim peste niște pași, da, total normal, ar trebui să ne gândim că înainte de a trece mai departe, noi suntem în 3D și suntem umani, suntem fizici și asta ar trebui să fie un lucru care să conteze și care să aibă multe greutate și ar trebui să ne dezvoltăm aici. Ce pot eu să fac mai bine? Cum pot eu să trec peste o anumită situație, să gestionez un anumit conflict? Unde am eu de învățat niște lucruri? Unde am niște puncte la care mai am de lucrat? Pe care aș putea să le îmbunătățesc? Ce aș putea să fac ca să cresc, să le îmbunătățesc, să evoluez, să schimb ceva ce nu funcționează? Spre deosebire de, hai să văd ce aparat mai îmi iau, stai că uite, am modelul ăsta și apărut următorul model, trebuie să-mi iau pe următorul și trăim într-o goană de a face bani ca să ne mai cumpărăm încă un model, încă un aparat, încă nu știu ce tehnologie a mai ieșit. Nu contest, eu sunt adepta tehnologiei, folosesc, recunosc că folosesc telefonul, folosesc aplicații mobile și mă bucur de ele, dar în același timp, pe cât posibil încerc să nu uit să mă bucur de mine și de oameni, pentru că la urma urmei cu astea rămân. Astea creează amintirile, asta creează evoluția, asta creează dezvoltarea. Și asta este mai degrabă parte de viață a noastră, nu a aparatelor. Exact. Așa este. Ai răspuns la multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun și e foarte bine și îți mulțumesc. În esență, ceea ce, dacă e să facem o mică comparație, strămoșii noștri aveau câte un aparat pe un aparat. Utensile. Le aveau pentru toată viața și le mai lăsau și moștenire și aveau grijă de ele, dar erau făcute trainic ca să poată să le folosească ani de zile și să eventual să le dea și mai departe. La noi, în această goană consumatoristă care consumă enorm din rezervele planetare, mai cu seamă că foarte multe producții nu sunt necesare, sunt doar ca să iau ochii, gândiți-vă că un aparat, un telefon, e făcut, programat pentru 2 ani. Iar îl plătești 2 ani, peste 2 ani îți iei alt aparat, că a apărut un alt model, mereu apar modele noi, mai iați un aparat, mai iați un aparat, fii dator în permanență cu aparatele, aruncă-l pe cel vechi sau majoritatea le aruncă, nu le dau în altă... Apropo de chestia asta, am auzit un lucru care mi s-a părut foarte nostim, dar din păcate sper să nu se adeverească. Nostim în sensul că nu m-aș fi gândit niciodată. Am fost la service cu mașina săptămâna trecută și domnul de la service a fost foarte simpatic când a zis că exact pe varianta asta consumatoristă de lume în care totul devine, are termen de valabilitate din ce în ce mai mic, zice, în curând o să ajungem să te duci să-ți cumperi mașina, ți-o dă cu plinul făcut, când s-a terminat plinul trebuie să-ți iei altă mașină. A zis că el așa a început să vadă lucrurile, având în vedere cât de des trebuie să schimbe niște chestii la mașini, cât de repede se strică, cât de repede se uzează și zice, o să ajungem să nu mai alimentăm, să mergem la pompă să alimentăm aceeași mașină, ci pur și simplu să ne dea cu plinul făcut și când s-a terminat schimbăm direct mașina. Pentru că totul a devenit atât de pasager și de trecător încât dacă până acum îți luai un telefon și îl țineai 5 ani, acum de multe ori nu-ți mai permis să-l ții mai mult de 5 ani pentru că evoluează cumva tehnologia din spate și nu mai poți să folosești anumite aplicații, că e telefonul prea vechi, că se mișcă prea încet, că nu se încarcă niște lucruri. Și nu practic, da, și, da. Și practic nu poți să-l utilizezi la
Adică sunt niște condiționări ale noastre ca să tot investim în aceste schimbări și sunt de luat în seamă intențiile din spate, banii care intră în câteva buzunare, care nu sunt foarte multe la nivel planetar, și tendința de sclavizare a noastră în fața aparatelor. Deci trebuie să ne luăm, trebuie să le schimbăm pe toate și pe din ce în ce mai multe și mai scumpe și se pierde și profesionalismul. Deci uitați-vă în jur că a scăzut nivelul de pregătire profesională dramatic în toate domeniile. Oamenii nu se mai pregătesc, nici nu sunt foarte bine plătiți sau bine plătiți cei care sunt cu adevărat profesioniști, iar restul sunt și mai discutabil plătiți și atunci lucrurile au fost. Ajuns să fie bine plătiți de obicei cei care știu cum să pună problema și cum să se vândă, exact. Neapărat cei care știu și să furnizeze calitate în ceea ce oferă. Din păcate. Bun. Aceste lucruri ne arată cam pe unde suntem noi aici, acum. Raportate la copii și la tineret, e bine să luăm în seamă că educația a scăzut ca și calitate extrem de mult. Pregătirea de care beneficiază copiii este și ea de o calitate mult inferioară față de pregătirea care a fost până acum, ceea ce îi dezarmează în fața vieții. Și nu au cum să găsească resursele și soluțiile pentru viitor, cel puțin în perioada de acum. Copiii care nu sunt cu adevărat pregătiți și părinții nu se implică în educația lor, nu îi învață, nu stau de vorbă cu ei, e nevoie zilnic de stat de... Nu-i ascultă, da. Nu-i ascultă, nu-i văd, pun bone că nu e timp și dacă e o problemă a copilului, de vină a fost bună sau școala sau grădinița sau alți copii, dar părinții au uitat să fie părinți. Pe vremuri acel stat al mamei acasă, înainte să fie ideea de a pune mamele să lucreze ca să se impoziteze, să se dubleze impozitele pe salarii, și să ajungă iarăși în aceeași direcție de buzunare, mamele aveau timpul de a sta cu copiii și să le transmită acea educație celor 7 ani de acasă. Acum nu se mai beneficiază de așa ceva și e bine să înțelegem că toate acestea sunt aspecte bine gândite, nu sunt întâmplătoare din punctul nostru de vedere, s-a ajuns aici, dar a fost un drum ghidat. Nu s-a ajuns întâmplător că n-am avut harta și n-am știut pe unde să mergem. Cel puțin la noi, la Marea Masă, cam așa a fost. Noi n-am avut harta. Am mers ghidați. Și ne lăsăm în continuare ghidați. Povesteam într-una dintre emisiunile anterioare că nu mai mergem fără Waze nici pe drumurile pe care le știm, pentru că ne lăsăm ghidați și pentru că este o tendință ca psihic să dăm puterea și să lăsăm ca ceilalți să dirigeze ce să facem, cum să facem, pe unde să mergem, când să mergem, cum să mergem, dacă să mergem și așa mai departe. Și atunci noi ne pierdem motivația de a merge mai departe. La nivel psihic se produce o reconfigurare a perspectivei de viață și începem să considerăm că trebuie să vină cineva să ne spună ce să facem. Dar noi unde suntem? Care e rolul nostru în viața noastră? Că până la urmă... Noi am fost învățați că nu merităm, că alții știu mai bine, da. Că alții pot mai mult. Da. Că... Chiar pot unii mai mult, într-adevăr. Da. Ne pot că le-am dat puterea noi. Da. Că s-au născut mai puternici. Da, că... Eu aș face dacă aș fi făcut, dacă mama, tata, bunica, cățelul, pucelul. E mai simplu să dăm vina pe altul, că să-mi asum puterea și să-mi asum răspunderea faptelor mele înseamnă să-mi asum inclusiv eșecul și să nu mai pot să spun
ălălalt de vină pentru că uite ce mi s-a întâmplat și ce mi-a făcut și cum s-a comportat. Și atunci eu nu sunt de vină, eu sunt o victimă și ne dându-mi seama că de fapt eu îmi dau puterea punându-mă pe mine în ipostaza de victimă și dau puterea celuilalt despre care mă plâng că uite ce mi-a făcut și nu mi-asum nici eșecul, ceea ce mă ține și într-o stare de neînvățare, de neevoluție. Și într-un eșec pe viață. O viață trăită degeaba, irosită, exact cum spunea Olga la emisiunea trecută, irosită la televizor. Exact. Apropo de această dare a puterii și de manifestarea eșecului și a lipsei de asumare a ceea ce facem, atâta vreme cât noi nu ne asumăm ce facem și întotdeauna este altul de vină, nu avem cum să evoluăm. Evoluția începe în momentul în care noi ne asumăm. Problema cu 3D-ul, așa cum am tot spus, eu tot repet că ușor, ușor începe să se creeze o masă critică de informații acumulată din toate discuțiile noastre, astfel încât ascultătorii noștri să înțeleagă că nu există întâmplare. Lucrurile sunt gândite, făcute, programate și manifestate. Da, exact, și au logica lor. În geneză este programul de dare a puterii în momentul în care Dumnezeu l-a întrebat pe Adam dacă a luat din pomul cunoștinței binelui și răului, el n-a recunoscut. Logic și firesc era, da, Doamne, n-am luat eu din pom, a luat Eva, dar eu am mâncat din fructul pe care mi l-a dat Eva. Eu puteam să nu mănânc din fructul pe care l-a luat Eva. Eva n-a fost nici ea de vină, șarpele a fost de vină că a ispitit-o. Dar șarpele a ispitit-o, însă ea a luat din pom. N-a obligat-o, exact. N-a obligat-o. Este același program ca și acum. Nu s-a creat, până acum nu s-a creat o obligativitate vizibilă. Până acum au fost variante, dacă vin peste tine, ce faci? Păi ori te las să mă cotropești și să devii stăpânul meu și eu sclavul tău pe viață și pe existențele viitoare pe care le-am pierdut din lipsă de inițiativă și pentru că n-am considerat și din comoditate. N-am considerat că merită ceva în viața asta să merg mai departe. Nici eu și nici copiii și moștenitorii mei. Ca la 1907, a pus omul mâna pe furcă, pe lopată, pe ce a găsit el acolo și și-a câștigat dreptul de a merge mai departe. Acum nu se mai pune problema de a pune mâna pe lopată sau pe furcă. Acum se pune problema de a pune mâna pe frâiele propriei vieți. Dacă decidem să mergem mai departe. Dacă nu, varianta de a ne plânge că cineva vine și nu ne obligă, ne spune foarte clar. Pentru tine facem, este foarte bine pentru tine, la tine ne-am gândit. E foarte adevărat că la noi s-a gândit. Nu s-a gândit însă la binele din perspectiva noastră de bine, s-a gândit din perspectiva de bine a celui care conduce omenirea, a celor care conduc omenirea și acel bine înseamnă eu am posibilitatea de a acumula atât de mult încât să pot să fac studii despre nemurire, să pot să am tehnologia cea mai avansată, să pot să conduc totul și politic și economic și religios și istoric și educațional și din toate punctele de vedere. Tu, treaba ta ce faci, în curând, apasă în continuare butoanele, uită care-i ceapa, care-i roșia, care-i varza, care-i conopida și uită cum se obțin legumele și fructele și hrana, uită cum se obține tot ceea ce se produce, pentru că în curând chiar va fi foarte ok să uiți că există aparate, că există roboți, există și inteligență artificială și nu mai e nevoie de oameni. Adică... Bine, cred că, apropo de ce ai zis, cred că una dintre cele mai de succes variante de a conduce oamenii este să îi manipulezi să creadă că este în beneficiul lor să facă într-un anumit fel și să creadă că de la ei a plecat cumva. Categoric, pentru că și șarpele a spus că deci motivația Evei de a nu lua din pom era că se va muri dacă se ia din pom. Șarpele a zis că am pierdut decât Dumnezeu, a zis că nu se va muri. Bun.
asta pune în discuție concepția, deci, a Evei, da? Eu aș lua din pom dacă n-aș muri, dar dacă mor, nu iau. Nu s-a pus problema de a-L crede pe Dumnezeu. S-a pus problema de a muri sau nu muri. Deci s-a reacționat din frică, din prisma lui Adam și a Evei la început, iar după intervenția șarpelui, din dorință a Evei. Deci motivația ei a fost, eu vreau mă rup. Stau pe loc deocamdată că mi-e frică să nu mor. Dacă a dispărut motivația, a, nu o să mori, atunci pot să iau. Dar nu s-a pus problema, îl cred pe creatorul meu sau nu. Și cred că au fost practic cumva perspective diferite ale aceluiași concept. Sigur. Ideea de nu mănânci din pom, ești nemuritor. Da. Mănânci din pom, devii muritor. Nu că mor, ci că devii muritor. Și șarpele care a prezentat mănânci din pom, nu mor. Și așa a fost, nu a murit. Dar a devenit muritor. Exact. Exact. Adică practic a fost pur și simplu hai să auzim ceea ce vreau eu și ceea ce este în mintea mea, exact. Fără să aud ceea ce vrea de fapt ce să-mi transmite. Și cred că asta se întâmplă foarte des și în relația pe care noi ne avem cu ceilalți. Putem să ne uităm mai ales la relația părinte-copil, că mulți sunt care au copii, da? Și văd că noi zicem ceva, copilul face exact pe dos. Ce a auzit copilul? Ce a vrut să-mi exprime? De ce se întâmplă asta? Sau el mi-a spus ceva și eu m-am activat pe niște lucruri, că eu i-am zis să facă și el n-a făcut, sau diverse, da? Și de ce? Sau în relația de cuplu, în care unul spune la ce oră vii acasă și celălalt zice, dar ce faci, mă monitorizezi, n-ai încredere în mine? Lucruri total diferite. Unul a vrut să afle pur și simplu dacă... Sau la ce oră vii? Când termin? Că sunt situații în care sunt oameni care lucrează în condiții neprevăzute. Bun, și când termin? Da. Și, da, practic, nu ascultăm și nu ne întrebăm pe ce a vrut să spună, să-i cerem o explicație de operaționalizarea conceptului, de clarificare la ce se referă el, nu la ceea ce este în mintea mea și ce îmi transmite mie, din experiența mea, piticul meu sabotor, rațiunea mea. Că dacă s-a întâmplat odată, așa nu înseamnă că o să se întâmple de fiecare dată. Că dacă eu îmi spun o poveste pe care mi-o alimentez și îmi găsesc în evenimentele care se întâmplă, lucruri care să-mi confirme credința pe care o am, evident că eu o să fiu sigură că eu am dreptate în momentul în care celălalt îmi spune, mă întreabă la ce oră vii și sigur are alte motive decât vrea pur și simplu să știe la ce oră mă întorc acasă. Așa este. Legat de ce ai spus despre intervenția șarpelui, este bine să fim puțin atenți și la elementul de perspectivă, la ceea ce creează acest program în perspectivă, respectiv ceea ce a creat în această perioadă. Luarea fructului din pom a adus programul nostru de murire, deci oamenii au devenit muritori. În prezent, această stare de muritor devine mult mai accentuată pentru că noi am acceptat, deci nu o să murim, deși Dumnezeu ne-a zis că vom muri dacă luăm din acel fruct. Devenim muritori. Bun. Ca să putem să fim manipulabili, era nevoie să fim muritori. Deci dacă cineva vrea să ne manipuleze, nu ne-ar fi spus, nu luați că veți muri. Și a, puteți să luați, că nu veți muri. Acum, ceea ce credeam noi era ceea ce vroiam noi să credem, legat de ceea ce spui. Și atunci, pentru că dorința era de a-și lua din pom, nu mă gândesc dacă sunt muritoare sau nu, pentru că moartea nu e chiar aici după colț, nu e atât de aproape și nu mă pun problema că vine și moartea, mai cu seamă că nu era cunoscută. Și atunci s-a acceptat fără să se creeze responsabilitatea de a vedea ce se întâmplă peste timp. Ce înseamnă această murire? Ce înseamnă să fii muritor? În felul acesta s-a cedat puterea și s-a luat ca program murirea. Ce înseamnă murirea? Păi murirea poate să însemne, așa cum s-a petrecut de-a lungul timpului, murire fizică,
Știm că ne tot întoarcem ca să experimentăm în continuare, dar foarte mare atenție, din murirea fizică ne întoarcem. Din murirea sufletească nu ne întoarcem, decât peste foarte mult timp. În momentul în care omul devine un roboțel, care e foarte încântat că poate să fie înnobilat cu o inteligență artificială pe care o primește pur și simplu transmisă ca de la un computer în alt computer, el uită că e nevoie să și muncească și să înțeleagă ce se întâmplă acolo, să muncească pentru conexiunile lui neuronale, să muncească pentru abilitățile pe care le are, nu în sensul de a-i fi greu, ci de a fi prezent. Da? Deci în momentul în care noi acceptăm să devenim roboței, e murirea noastră sufletească. Și în realitate, în foarte multe domenii tehnologice, nici nu mai este nevoie de oameni să lucreze. Este nevoie de robot. La un moment dat, probabil că vor fi atât de mulți roboți încât oamenii vor tinde să facă din ce în ce mai puține. Și nu este greșit ca omul să-și dea voie să nu mai lucreze într-o întreprindere, să nu mai lucreze cu utilaje, să nu mai lucreze foarte multe. Dar nu este favorabil pentru el să-și dea puterea și să uite să trăiască. Dacă este înlocuit în întreprinderi de aparatură și de utilaje și de robot, în mod normal, e nevoie ca perspectiva lui de viață să se schimbe. Adică ceea ce este devine pentru el scopul vieții este evoluția. Adică ușor, ușor să începem să schimbăm puțin concepția legată de bani. Lucru care nu se poate atâta vreme cât există o direcționare insistentă că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru bani. Existența noastră de la naștere este creionată ca și creator de bani, plătitor de impozite pentru a umple buzunarele așa zisei elite și pentru a ne trăi viața tocmai ca să umplem aceste buzunare. Că tot consumăm fel de fel de lucruri, că ne iluzionăm că vai ce bine e, mi-am luat un telefon nou, m-am călătorit, am văzut, am făcut, da, imediat nu, da? Numai ne gândindu-ne la ce înseamnă la nivelul vieții noastre, al existenței noastre, aceste plăți pe care le facem. Ai vrut să spui ceva? Da, mă gândeam acum, am avut ideea asta, cumva cred că ne este și transmisă subtil ideea că banii sunt cei care ne lipsesc. Dacă stai să te gândești, am putea să trasăm așa, ce ar avea nevoie un om în viața lui? Păi are nevoie de sănătate, are nevoie de iubire și are nevoie de bani. Ca să le trasăm general. Lăsăm la o parte de nevoie de socializare, poate mai mult decât bani. Zic că sunt într totul de acord, dar zic așa, lucrurile, dacă stau să mă uit la oamenii cu care am lucrat eu în terapie, cam astea sunt domeniile majore în care oamenii se îndreaptă. Lăsăm la o parte nevoia de dezvoltare personală, de socializare cu ceilalți, de creștere profesională, nu din punctul de vedere al banilor, ci vreau să acumulez din ceea ce am cunoștințe și să știu să fac mai multe. Și dacă stau să mă gândesc așa, băi, eu copil când mă nasc, vin sănătos. Teoretic. De, nu vorbim de cazurile, da? Excepționale, vorbim de masa în mare în general. Bun, păi dacă eu vin sănătos, e ok. Nu asta am nevoie să atrag sănătate, pentru că deja o am. Vine să o păstrez. Da. Vin într-o familie care mă iubește. Și am părinții, bunicii care mi oferă iubire. Deci am și partea de iubire. Pe măsură ce cresc, intru într-o relație, primesc și de acolo iubire, dau iubire, prietenii care, da? Am și partea de iubire. Deci până acum vorbim de părțile, de stilul echilibrat de viață și normal. Da, nu vorbim de excepții, vorbesc doar de faptul că ni se transmite cumva ideea că părțile astea le avem cumva ca o chestie normală, general valabilă. Astea două, de sănătate și de iubire, de cele mai multe ori le avem sau le obținem foarte ușor.
spre deosebire de partea de bani, care nu doar că ni se transfer că se obține greu, ci că se și termină repede. Sau că nu durează mult. Da. A venit salariul odată pe lună, hai că sunt câteva excepții la care ne de două ori pe lună, dar de cele mai multe ori eu stai să văd cum îndrămâiesc banii să-mi ajungă de la o lună la alta. Și rămân și retanțe. Da, sau trebuie să te mai împrumuți că nu știu ce n-ai reușit să achiți. Sau faci credite și plătești dobând de plătești de câteva ori bani. Da. Sau este varianta în care oamenii au foarte multe, oamenii, toți avem, că toți am crescut cam în aceeași... în același cadru. Da, pattern, model, în care avem niște credințe limitative față de bani. Că sunt necurați, că nu se fac ușor, că se fac doar necinstit, că trebuie să muncești foarte mult ca să-i obții. Tot felul de credințe limitative care ne blochează această abundență care poate să vină spre noi, limitându-ne noi singuri, pentru că așa ne este cumva transmis, că ăștia sunt un lucru spre care noi trebuie să accedem pentru că nu-i avem, pentru că nu sunt, pentru că sunt limitați. Tocmai ca să muncim pentru ei. Exact. Și de asta mi se pare foarte interesant că încă de mici cumva primim această limită, da, și model, că pe alte două le ai și nici nu le apreciem pentru că le avem, spre deosebire de bani pe care normal că îi apreciezi, pentru că de mic înveți că pentru a avea bani trebuie să muncești. Mult și greu. Da. Este ceea ce s-a inoculat extrem de mult în ultima vreme, tocmai pentru că în felul acesta toată lumea acceptă să se înregimenteze în armata producătorilor de bani pentru grupul elitist și oamenii uită să fie, să trăiască, să se îmbogățească spiritual, să evolueze, să găsească propria devenire, sensul în viață, să știe că existența este de fapt pentru propria creștere, nu pentru creșterea financiară altcuiva. Și pentru că se tot inoculează ideea că nu avem bani, în realitate nici nu avem. Și dacă și nici nu vedem când avem. Pentru că nu credem că nu avem, că nici măcar nu mai vedem când avem. Exact. Și nu apreciem când avem, pentru că tot timpul există nevoia de mai mult și dacă nu avem noi nevoia de mai mult, există o grijă în exterior care să ne creeze nevoia de mai mult și să vrem tot timpul și să avem nevoie de mai mult. Nefiind un firesc neapărat această situație de a avea mai mult. Și dacă este să mergem puțin și mai departe, în numărul 4D, către care ne îndreptăm, nevoia de bani va fi reconfigurată ca și concepție, pentru că în realitate, într-o societate în care există o solidaritate reală, se creează o viață sănătoasă de comunitate, în care oamenii se susțin, se respectă, se ajută, se și cunosc și își transmit benefic de la unul la celălalt, dispare nevoia de bani. În realitate, nu banii sunt cei de care avem nevoie. Nouă ni s-a repolarizat atenția către o direcție autodistructivă și destructivă la nivel social, tocmai ca să putem să fim manipulați. Este una dintre formele cele mai ușoare de manipulare. N-a trebuit decât să se croiască în mintea noastră ideea că tot ceea ce putem să obținem, obținem doar având bani și plătind. În momentul în care noi începem să ne schimbăm ideea că nu banii sunt scopul vieții noastre, ci exact ceea ce ai spus tu, să avem sănătate. Ca să avem sănătate, primim sănătatea în mod normal. În ultima vreme, din cauza tuturor modificărilor genetice care sunt din ce în ce mai extinse la nivel global și în toate domeniile, deci în hrană și în apă și în poluare a aerului și fonică și psihotronică și de toate felurile și știm cu toții, scade și imunitatea, scade nivelul de sănătate la nivel general și apar din ce în ce mai multe probleme la naștere, apar probleme în timpul sarcinii. Apar probleme în primul rând la a face un copil. Apar, exact, foarte multe persoane
nu mai pot să facă și dintre cei care au făcut mult s-au apelat la tratamente extrem de costisitoare ca să poată, cu credite, cu vândut de case, cu vândut, deci am întâlnit foarte multe situații, ca să se poată face un copil, multe, multe sacrificii, ceea ce înainte făceau oamenii câte 10, 15, 20 de copii, fără să meargă la medic, fără să plătească un ban cuiva, ci trăim natural. În legătură cu natura, trăind, văzând soare, văzând mare, văzând munte, văzând copac, văzând ridichea cum crește, văzând ceapa, văzând... Nu văzând toate ecranul cele. Unui device, unui da, telefon, da, da. Laptopul. Acolo nu crește, nu cresc legume, nu cresc fructe, nu cresc aparate, nu cresc, acolo sunt doar imagini. Deci aia e o lume virtuală și e bine să înțelegem că este un transfer de la natură la, la o altfel de realitate, o realitate virtuală. Ne-aș da o provocare cel care ne ascultă. Dacă vor și dacă o acceptă, să-și găsească, nu să zic 5, o să zic un minut pe zi, în care să ridice capul din ceea ce fac, din telefon, din televizor, din muncă, din calculator, din ce vreți voi, și să priviți ceva din natură. Că priviți animăluțul pe care l-aveți în casă, că priviți copacul din fața blocului, că priviți cerul de la fereastra biroului. Pur și simplu, îndreptați-vă atenția un minut către ceva natural și conectați-vă cu viața. Eu aș sugera și mai mult, am povestit acum câteva luni într-o emisiune de o doamnă care are 88 de ani și are grijă de grădinuța din fața blocului. Un următor pas de conectare este hai să devenim creatori. Dacă nu ai un spațiu în care să pui, poate un ghiveci în care să plantezi o plantă și să o uiți zilnic, să îi vorbești și să o iubești, să te bucuri de ea, cum crește, cum florește, e un pas de a deveni creatori. E un pas de a deveni creatori de natură și de natural și de a ne întoarce la noi ca și creatori și de a trăi în alt mediu, pentru că începem să avem cu toții probleme mari de sănătate, pentru că se taie pădurile și nu se ia atitudine sau nu suficientă și ne întrebăm de ce nu e oxigen. Se pune cărți de teren, de ce încălzire da. Globală? Da, și de ce atâtea animale de foame ies din arealele care supraviețuiau în pădure și se duc să mănânce pe unde pot sau ce pot și sunt omorâte pentru că de fapt le-a fost foame, dar nu le-a fost foame degeaba, ci pentru că noi le-am distrus condițiile de viață, habitat. Da. Deci e bine să înțelegem că dacă se produc niște lucruri și ne-am plimbat așa într-un spectru destul de larg, nu se întâmplă degeaba. Toată această conducere globală, din punctul meu de vedere, și aici cred că este punctul nodal al jocului planetar despre care tot povestim de atâtea luni de zile, să începem să înțelegem cum funcționează. Deci spuneam că năvălitorii ne forțau să ieșim din starea de confort în care omul știa de grădina lui, de pogorul lui, de animalele lui, de familia lui. Bun, trebuia să facă ceva pentru mai mult, pentru comunitate. Acum este, nu mai este la nivel național, este la nivel planetar, o problemă care se pune de globalizare, în care se uită de naționalitate, se uită de străbun, se uită de drapel, se uită de religie, se uită de limba maternă, se uită modelele de educație ale fiecărei comunități naționale, da, și se uită ușor, ușor și de monedă, se uită de cam de toate. Ne întrebăm de ce, încotro ne ducem, depinde de noi. Și aici vine tema pe care am propus-o pentru discuția de astăzi. De ce se produce așa? Pentru că în momentul în care se trece în 4D, trecem doar ca oameni, nu trecem ca cetățeni ai unei comunități, ai unei țări, ai unei istorie, ai unei națiuni, nu trecem ca și utilizatori de leu, euro, dolar, yen, habar n-am de alte monede, o grămadă, deci nu asta va fi calea, nu trecem ca și
oameni dirijați de o conducere politică sau de o conducere religioasă sau de nu trecem ca mașini, nu trecem ca manipulați, nu trecem ca sclavi. Trecem când suntem oameni. Și trecem dacă suntem oameni. Altminteri, e ceea ce spuneam puțin mai la început, ne pierdem sufletul și identitatea umană și ideea este că în patru se trece de la individul care a fost cel cunoscut în 3D și îl cunoaștem cu toții, la omul întreg. Deci dacă vrem să trecem în patru, cine vrea să treacă în patru, e timpul să renunțe la comoditate și mă refer nu atât la comoditatea de a face, cât la comoditatea de a gândi și de a simți. La ideea de a aștepta ca cineva să vină și să facă și să spună și să dea directive ce trebuie făcut, oamenii să facă, în mare măsură se face cu obediență, nu că s-a spus, mai ales s-a spus la televizor, chiar așa trebuie să fie. Sigur. Se știe foarte clar că cei care au creat aceste tehnici de manipulare aveau nevoie de mijloace mass media, dintre care baza au fost televizorul și pe vremurile de început era și radio, iar acum este netul care stăpânește planeta. Depinde în această conjunctură ce vrem să facem noi mai departe. Omul poate să supraviețuiască în legătură cu el însuși, în primul rând, ceea ce noi am uitat să fim și să facem, poate să supraviețuiască în comunități sustenabile și autosustenabile, mai ales într-o lume de 4D, nu poate să supraviețuiască dacă nu se vede pe el și dacă nu înțelege că are nevoie de un cadru, în care, de o comunitate eventual, în care să supraviețuiască împreună, susținându-se unii pe alții. Cu cunoștințe, cu ajutor pentru sănătate, cu ajutor pentru a înțelege lucrurile, cu ajutor pentru a face cultură, pentru a face ceea ce e nevoie. Deci, ceea ce avem de înțeles că este că în 4D se face o trecere. Am auzit, așa cum spuneai și tu, da, că sunt care sunt prin 5D, 6D, 7D, 9D. V-am mai spus în emisiunile trecute că a fost o perioadă în urmă cu 10-15 ani în care oamenii au început să înțeleagă ceea ce reprezenta direcția de evoluție spirituală în care noi am mers la început ca diletanți. Adică acum 30 de ani când au intrat informații de spiritualitate la noi, lumea le cam renega, le ridiculiza, le ironiza și evident și pe cei care erau în direcția de spiritualitate. S-a făcut facultate de științe paranormale la noi, dar evident avea multe studii de matematică și de fizică pentru că era vorba de fizică cuantică, nu de vrăjitorie sau alte năzbătii, dar oamenii n-au înțeles și credeau că... Deci nu e o baghetă magică la intrare. Nu e o baghetă magică, da, învățau doar să folosească fizica cuantică și asta este la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru că în mod normal și natural și firesc noi știm să o folosim. Avem informațiile în noi, nu în manuale și nu în exterior la altcineva, cum să folosim energia cuantică. Știe toată lumea pentru că e în suflet. Dacă nu ne dăm voie să ne folosim sufletul și să reușim să ne cunoaștem și să ne folosim noi pe noi înșine, ne folosesc alții pe noi. Care sunt mai pe alții în alte scopuri și... Exact, exact. E, în urma etapelor acestora, de pildă la noi au prins tratamentele bioenergetice după ce s-au văzut efectele și efectele s-au văzut după ce, știți că era o practică, dacă la spital spunea medicul nu prea mai ai șanse, mergi la preot sau mergi la babe în sat, acum a început să se meargă, mergi la bioterapeut că poate ți se întâmplă ceva, poate te ajută. În ideea că omul, medicul nu mai avea ce să-i spună omului cum să-l susțină și cum să-i spună mai de 3 zile, 6 zile, 10 luni, du-te în altă parte și caută-te. Și mulți s-au dus cu ultima speranță și pentru că era ultima speranță, era muchia. Supraviețuiesc sau nu, validez baba, terapeutul sau preotul, trăiesc, nu, mor. Bun, din frica de moarte a venit validarea terapeutului și așa a început să se producă vindecare. Și oamenii au văzut că se poate.
și că, de fapt, așa cum și Iisus a spus, credința ta te-a vindecat, credința lor și nevoia lor de a supraviețui fiind în spatele acestei credințe, a fost cea care i-a făcut să supraviețuiască și a început să se deschide acest domeniu. Mă gândeam, scuză-mă că te rup. Ai zis, credința ta este cea care te-a salvat. Cred că putem spune și viceversa, credința ta este cea care te-a îmbolnăvit, pentru că de cele mai multe ori, ca să nu zic 100% din cazuri, boile pe care le trăim vin tocmai din credințele pe care le avem noi. La... Exact ce gândim, ce ruminații avem, sunt cele care ne conduc și care ne creează în corp tot felul de, să le zicem, erori. Dintre care noi le numim boală și e bine să înțelegem că toate funcționează cu dublu sens, pentru că am vorbit intens despre polarizarea ființei umane în pozitiv și negativ, în feminin și masculin, în plus și minus, în 0 și 1. E bine să înțelegem, dacă credința ta te-a vindecat, credința ta te omoară. Da? Dacă e o credință pozitivă, te vindecă, dacă este una negativă, e autodestructivă și poate să ducă la moarte. Așa cum ia din măr, nu lua din măr, că trăiești, că nu trăiești, este tot la fel. Deci ceea ce e nevoie să înțelegem este nu să polarizăm omul respectiv e rău, situația respectivă e rea, mie mi se întâmplă numai lucruri rele, este vorba de cum le vedem noi, cum le trăim noi. Ce facem noi cu mintea noastră și cu sufletul nostru, că dacă le lăsăm să-l încedească, ele, la fel ca un mușchi nefolosit care se atropiază, la fel se întâmplă și cu celelalte segmente ale noastre. Deci nu am fost făcuți într-un fel pe o parte și în altfel pe altă parte. Sunt aceleași legi și reguli pe care le folosim și noi și animalele și întreaga natură și le folosește și planeta și tot universul, pentru că suntem făcuți de un creator. După chipul și asemănarea lui. Deci nu a pus într-o parte niște programe și în altă parte alte programe. Ceea ce a pus și face diferența este direcția în care mergem. O luăm spre bine sau o luăm spre partea cealaltă în care mergem spre suferință. Dar este problema noastră ce alegem. Dacă alegem să mai stăm să experimentăm lumea de 3D, o experimentăm. Dacă nu, mergem în lumea de 4D și ca și completare la ceea ce spunem puțin mai devreme, perioada în care au început escaladările cu supradimensiunile a fost o perioadă în care oamenii aveau nevoie, așa cum spuneai tu la început, să audă ceva ce le plăcea. Și au început povești despre dimensiunile superioare și pentru că oamenilor le-a plăcut să audă despre dimensiunile superioare, fără să fie nici măcar toți cei care transmiteau informația foarte clar cu ce înseamnă dimensiunile următoare și la modul foarte cinstit sunt puțini care au înțeles ce înseamnă prima dimensiune care urmează după treia, adică dimensiunea a patra. Foarte puțină lume înțeles că este o schimbare radicală în care omul trece de la cunoștința binelui și răului la integrarea a tot ceea ce a fost de învățat în 3D. Deci ca parte de gol a noastră, deci ca partea de întuneric a ființei noastre, unde nu era informație, informația e cunoaștere, e lumină. Deci în momentul în care noi ducem pe partea noastră feminină informația, o transformăm în parte luminică, nu mai e parte de întuneric, parte de gol de informație. Deci este gol când nu avem informația. Lucrăm cu noi, aducem informația, se transformă în lumină, trece pe partea dreaptă, în momentul sau rămâne lumina aici, în momentul în care eu am luminat toate spațiile întunecate din structura mea matricială, atunci sunt capabile să trec în patru. Până atunci nu. Pentru că nu e ca la școală când se merge cu copiuțe, cu furatul, cu înșelatul, cu mintitul, cu cadou, cu mai știu eu ce, în care trec mai departe că m-a ajutat cineva din spate. Nu. Trec mai departe dacă lucrez cu mine. În momentul în care am reușit să pun lumină, asta spune ce înseamnă ce spunea Iisus. Când femeia va deveni asemenea bărbatului, adică femininul se va lumina, va fi luminat la fel ca partea masculină, atunci se va ajunge în împărăția cerurilor. Prima împărăție a cerurilor în care se intră este cea din care s-a coborât raiul. Și acolo putem să ajungem în momentul în care reușim să asimilăm informațiile. Dacă nu lucrăm cu informațiile care sunt date, pe care le primim, sunt o sumedenie de surse, sunt cărți, sunt emisiuni, sunt discuții, sunt terapii, sunt fel de fel de lucruri. Dacă noi acceptăm tot la altcineva să le facă, atunci mai avem de stat în trei,
clar, ăsta e programul pe care îl alegem. Deci nu este vorba de a merge mai departe dacă nu decidem să facem. Și dacă așteptăm că trebuie să vină cineva să le facă pentru noi. Nu, învățăm să le facem noi, pentru că nu trecem altfel. Și atunci, ideea este că au fost foarte mulți care au pus pentru bani, pentru audiență. Da, nu spun că trecem în patru, că e banal. Cum să trec din trei în patru? Să fiu mai grozav ca altul, să dau mai mult decât de ăla. Dacă ăla dă 4 de, eu dau 5 de. Da, 6 de, 7 de, 9 de, 144 de. Deci s-au vehiculat tot felul de variante nebunești pe care oamenii le-au integrat. Au zis că sunt în nu știu ce dimensiune. A, păi eu sunt de mult în nu știu ce dimensiune. Pe bune? Ce mai cauți în trei atunci? De ce mai ești fizic? De ce ești fizic? De ce ai lipsuri? De ce ai boli? De ce ai suferințe? De ce ai necazuri? De ce? De ce ai lecții de învățat dacă ești în 7D sau 9D? Lecții de 3D? Păi cum putem să credem? Nu putem să credem lucrul ăsta decât dacă am mers mai departe în concepțiile noastre cu ideea de la școală. Mie mi s-a întâmplat la ultimul examen din facultate, un profesor a spus, sper că nu veți copia și acum, pentru că vă furați căciulă. Eu mă gândeam, cum adică ai venit la facultate să copiezi, nu să înveți? Și la ultimul examen, adică, pe bune, ce-ai căutat acolo? O diplomă. O diplomă cu care te autopăcălești. Da, așa au ajuns să fie făcute blocuri fără uși, fără perestre, mai închid macaraua în curtea engleză a blocului și așa mai departe. De ce? Pentru că nu ne dăm voie să fim, nu ne dăm voie să gândim, nu ne dăm voie să fim noi înșine. Și ne închipuim că suntem foarte departe, dar mare atenție, oameni buni. Dacă eu zic că sunt în nu știu care dimensiune superioară, ce caut aici înseamnă că n-am înțeles nimic. Înseamnă că nu am înțeles ce înseamnă evoluția. Nu am înțeles că eu am de lucrat cu mine. Nu am înțeles ce am de făcut cu mine. Poate să doară, poate să nu placă, dar asta e realitatea. Și suntem pe muchie. Decidem să ieșim din 3D, ieșim. Nu decidem. Mare atenție că ne încărcăm și cu ceilalți pe care îi blocăm. Pentru că avem în jurul nostru și copii, și părinți, și parteneri, și bunici, și fel de fel, și prieteni. Deci suntem în interrelație cu multă lume. Chiar dacă s-a produs asocializarea cu toată carantina, cu toată izolarea, cu totul, se produce doar o relaționare superficială, trimitem cafeluțe, fundițe, bombonele, floricele și zicem că vorbim cu toți. De regulă, acelea sunt fabricate de alții. Nu știu câte dintre mesajele cu flori și cu mesaje motivaționale ați creat voi, fiecare, și ați trimis mai departe. În momentul în care creez ceva, trece prin mine. În momentul în care doar dau mai departe ceea ce a creat altcineva, de multe ori, cu sinceritate, ar fi bine ca fiecare să-și răspundă de câte ori a citit și a trecut prin filtrul propriei simțiri, mesajul de acolo, mesaj motivațional, mesaj foarte frumos, un decor foarte frumos. Dar a trecut prin interior? A trecut nu doar prin minte, a trecut și prin suflet? Sau de câte ori a trimis mai departe mesajele fără să le citiți până la capăt? Sau fără să le citiți, știi? Da, e o imagine frumoasă, trebuie să scrie și frumos. Ei, pentru că ne dăm voie să fim superficiali în viața noastră, viața începe să ne trăiască și devenim păpușile unor păpușari. Dacă ne dăm voie să fim oameni întregi, adevărați, autentici, atunci trecem. Și atunci suntem atenți la ceea ce se întâmplă în viața noastră și cu noi. E alegere. Și pentru că tema discuției de astăzi a fost motivația de a merge mai departe, cadrul de a merge mai departe este creat. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru, prin această conducere globală, care tinde către o uniformizare și o globalizare pe toate domeniile, este o pregătire pentru ceea ce noi n-am fi făcut de bunăvoie și singurei. Nu ne-am fi gândit la o populație planetară, la o cunoaștere planetară, la o comunicare planetară, la o tehnologizare planetară și așa mai departe. Intenția lor nu este de bine pentru noi, este de bine pentru ei.
ne-am gândit la tine, sigur s-au gândit la noi și ne-am gândit să fie bine, sigur pentru ei, nu pentru noi. Pentru că efectele se văd. Dacă noi începem să gândim și să analizăm mesajele pe care le primim și efectele lor, începem să fim prezenți și să înțelegem ce avem de făcut și ce nu avem de făcut, pentru că suntem încă în cunoștința binelui și răului. Și este nevoie să învățăm și ce avem de bine și ce este bine și ce nu este bine. Deci și așa, dar și așa. Dacă reușim să le facem, mergem mai departe. Am folosit data de 15 august pentru că am vrut ca semnificația adormirii Maicii Domnului și vorba de plecarea femeii care a dat viață. Unei femei care a dat viață. Deci, dincolo de semnificația ei religioasă, vreau să fie mesajul foarte simplu și foarte clar. Plecarea unei femei care dă viață poate să însemne o plecare de dare de viață. Suntem, exact cum a spus și Iulie, într-o situație în care se dă greu viață. Și într-o situație în care viabil devine din ce în ce mai dificil. Dar există o concepție și e bine să ținem cont de ea. Când se închide o ușă, se deschide alta. Am folosit această zi pentru meditație și am folosit ca element marea, cu forța ei feminină, de a depăși cu dansul ei de valuri și cu cântecul ei tânguitor toate necazurile și a merge mai departe. Fiecare decide care e simbolul lui. Dar intenția deci, ceea ce avem de făcut în continuare este să înțelegem cu adevărat că putem să continuăm drumul. Dacă vrem. Îl continuăm dacă vrem, când vrem, cum vrem. Cu cândul ăsta este acum sau la următoarea trecere în 4D. Deci tu ești cel care decide. Pentru că mie îmi plac metaforele, aș vedea cumva... Ți-ai făcut bucătăria visurilor tale, ți-ai luat toate ingredientele și acum tu ești cel care decide dacă se apucă să gătească și ce se apucă să gătească. Cam da. Cam da. Și atunci, dragii mei, o să aveți meditația cu clipa eternității, care este clipa prezentului, pentru că doar în prezent putem decide ceea ce vrem să facem și doar în prezent putem să facem ceea ce vrem să facem. Și realitatea este că noi chiar ne gândim o să facem într-un timp viitor, lăsăm de azi pe mâine, dar când facem lucru pe care vrem să-l facem, este clipa prezentă. Deci nimic nu facem în viitor. În viitor ne programăm, ne gândim, ne dorim să facem. Dar momentul în care facem lucrurile este prezentul. Momentul în care gândim este prezentul. Momentul în care decidem ce vrem să facem cu viața noastră este acest prezent. Acest prezent care nu mai așteaptă codiri și amânări. Dacă vrem, facem. Dacă nu vrem, următorul 4D este peste niște eoni. Fiecare alege ce vrea să facă. Dar varianta de autosuficiență nu mai funcționează. Și atunci, poate că am fost prea direct, poate prea intempestivă, dar nu este ca să forțez pe cineva, ci ca să aduc în atenție că amânările și lipsa de inițiativă și lipsa de mișcare și convingerile că trebuie să vină cineva să ne spună ce să facem, să le rezolve pentru noi, e bine să înțelegem că s-a terminat povestea asta. Că vine Mesia, că se face judecată, că se face triaj, se face.
Dar nu vine nimeni să ne rezolve problemele. Problemele trebuie să le rezolvăm. Noi am fost învățați când au venit avatarii fiecărei religii în urmă cu mii de ani și au transmis informațiile, le-au transmis pentru acum. Vă spunem cartea, învățați-o, aveți niște mii de ani să învățați și dați examenul final. Și nu merge cu copiat. Așa că, dragii mei, doresc tuturor din tot sufletul, din tot sufletul doresc să reușească să ajungă la sine, să ajungă să se cunoască, să se folosească, să se întregească și să devină toată lumea autentică. Și doresc să fii autentic și să treci în 4D, așa cum doresc tuturor. Și mulțumesc pentru susținere. Cu mult drag, eu vreau să vă doresc să pășiți din trecut și până să vă duceți în viitor să trăiți clipa în prezent. Vă mulțumim din suflet, îți mulțumesc și ție pentru că am avut din nou onoarea să facem o emisiune împreună și în acest cadru de la mare și să ne vedem cu bine până data viitoare. O seară minunată să aveți! Numai bine! Am folosit foarte des la apă. Am observat că aveam și o energie mai mare, mai bună. Mă simțeam mai bine după ce consumam apă energizată cu imacul. Și era o apă pură, ca de izvor. Deci eu chiar am fost mult timp și chiar era gustul ăla de apă de izvor. Și mi-a plăcut asta. De aceea recomand tuturor. Vă doresc tuturor o minune de zi. Și acum și de câte ori veți reaudia această meditație a noastră, făcută chiar la malul mării. În spatele meu, soarele are sărit și probabil că o să vă bucure să-l vedeți și să vedeți marea cum ne plântă cu glasul ei neobosit. Așa cum o face de mii de ani. Este ziua a dormirii Maestrului. Probabil nu întâmplător în această zi aici și nu întâmplător într-un moment deosebit, un moment foarte important pentru noi, pentru noi ca omenire. Adormirea Maicii Domnului reprezintă plecarea ei din această lume, călătoria spre lumea în care a devenit protectoarea omenirii. Călătoria fiecăruia este o călătorie între timp și netimp, între viața fizică și neviața fizică, între a fi și a nu fi. Și este o călătorie în care ne dăm voie să lăsăm o ușă să se închidă ca să se deschidă o altă ușă. De aceea, vă invit să parcurgem astăzi o călătorie în interiorul nostru și să lăsăm ușile din noi să se deschidă. Să vă rog, ca de obicei, să vă găsiți o poziție confortabilă, să vă dați voie să ascultați marea, cu ochii închiși, eliberați de orice bios care v-ar putea folosi atenția și să vă dați voie ca atunci când închideți ochii să vă deconectați de orice subiect rațional, de orice gând, de orice stare, de orice trăire, să vă lăsați purtați în neant, purtați în infinit. Să vă lăsați purtați de valurile mării, de frumusețea unei clipe din eternitate.
o clipă, am la faptul. Deci nu s-a dat din timp. Până ce temă? Vizualizează-te în casa. În infinite șlipele. În eternitate. Este o clipă în care las să fiu cuiva, să te dizolvă în infinit. Inspiră profund, grav. Cu dezvoie te simți, te dizolvă din tine. Tot este de vibrație voastră. Toate legăturile nedorite. Și toate suferințele lăsăm în tine să vină toată informația pentru care ai venit în această viață. În momentul tău de apelare, în momentul tău de trăire maximă, în care dai voie să fugi. Ca toate experiențele, toate trăirile, toate emoțiile, toate întâlnirile cu fiii tăi din această viață, să te îmbogățească. Tot ce ai acumulat, lasă să se dizolve în tine, așa cum soarea se dizolvă în apa mării. Rămâne o apă sărată, la fel și tu, cu toate cunoștințele, rămâi încărcat. Au încărcată de toate experiențele, de toată iubirea, de toată învățătura, de toată cunoașterea. Și lași ființa ta să absoarbă în ea întreaga înțelepciune pentru care ai venit aici. După care, conștientizând că ai devenit o ființă nouă, spălată de apa mării, descântată de cântecul mării, îmbogățită de toate darurile celor pe care le-ai primit, pășești în noua ta viață, un moment de răscruce al existenței planetare. De aceea, trecutul se duce și viitorul este aici, noua ta nație. Te las să lucrezi pe tine. Și să adun în tine conștiență, toată bogăția vieții. Toată bogăția pentru care-i vezi, o aduni în tine. Fiecare val,
se îmbogățește. De aceea, lasă-te să acestei renaște într-o îmbogățire fără precedent. Din acest om, din acest moment, devii om universal. Om înțelept. Om întreg. Om altfel om înțeleg. Interselecțiune. Adună în tine toată experiența mării. Tot ce-a văzut, tot ce-a auzit, tot ce-a trăit. Să adună în tine întreaga bogăție a apei de ce comăști. Care a căzut ca o picătură, s-a călătorit, pe tot acest fapt. A fost picătură de ploaie, a fost picătură de apă din mare sau din ocean, a fost picătură care a alergat în undele râului, a fost picătură evaporată de soare, a fost picătură plimbată de nori, a fost picătură înghețată la arsii, a fost picătură care s-a dezghețat de freia neobosită drânguri. A fost picătură pe care ai sorbit-o în tine. S-a lăsat toată învățătura pe care a acumulat pe ea. Iar această învățătură a fost ești tu. Devin o înțelepciune. Îți las clipele tale de lucru cu tine, în care să absorbi conștient toate darurile primite. Te rog, ființă universală, treagă și înțeleagă. Devin om. Îți mulțumesc că ai ales să fii. Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi, în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.